eu, Ivon Buzon, asumând obligațiunile judecător, jur să respect Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului. Îmi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără păcătuire atribuții și îmbrăcăminte. Deja funcția de a se reușească juncita instanță. Deci, domnule, s-a privat. Așa cum vă zic. Deci, privire la aș fără concurs pentru suplinirea funcției și președinte a tot de aici, și nu, și desfășoară de concursului. Deci, în concursul dat, s-au întrebat doi candidați. Raportul de întrebare este bun la ține. Da, omul pe două subiecte, stimați colegi, dorate asistență, cerere pentru ținerea funcției și din la Curtea de Apel. Eu sunt domnul Sclerovski, xenofon, născut la 28 februarie 1958, satul Costa Galea, raionul Cimișlia, absolvit facultatea de drept Universitatea de State în Moldova în 1980, puțin mini de student, și cunoaște două limbi europene, franceză și engleză mondială, gradul de calificare întâi, confirmat la 28 septembrie 2010, activitatea 75-80 student la facultatea de drept USM, 80-84 secretarul comitetului somolist, Sărbătăr 2 principii și meu, 84-86 inspector al secției din Universitatea Studios al Societatului Junesc al Consumului din Urlou Cifici și meu, 86-91 judecătorul și decătrei orașul de Raspo, 91-93 Mulțezei Pici, președintea lui Cătrei Municipiul de Raspo, 91-92 judecătorul și decătrei sectorul lui Carmen Cifici și meu, 92-2002 judecător și vicepreședintea Tribunalului Militar orașul de Chișinău, tot atunci numit în funcție de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, 2002-2006 numit prin transfer în funcție de judecător la Curtea de Apel Chișinău, 2008 numit în funcție de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău pe un termen de 4 ani. În 8 februarie 2011 se decernează diploma de onoare a Consiliului Superior al Magistraturii, doctor habilitat în drept. Este cerere de pus toate actele în regulă, verificarea și tot de aceea propun să vedem. Da. Bun, să oferim cuvântul, dar sunt întrebări la raportul. Sunt care m-a întrebat? Nu. Da? Dar poți te iau mai să susțin ceva? Da, vă susțin. El s-a prezentat un plan de vedere revisă de evidență pentru a gândi la tot stat. Totuși, care e legătura de legătura să fie punctul cheie sau cel mai important de planul dat? Deci, eu am, ca tare, eu vreau să fac o mică introducere că planul, când am fost înmântat în primul mandat, deci din 2008 până în 2012, deci am avut un astfel de plan și aveți în mape unele realizări ale acestui plan, pentru că, deci, m-am axat mai întâi de toate pe managementul deci, instituțional și anume lucru împreună cu judecătorii, cu judecătorii, cu consultanții, grefierii și toți cei care participă la actul de justiție. După cum observați, dacă din 2009, în 2009 dosare în gestiunea Colegiului Penal a Curții de Apel au fost în total parvenit 5.909 dosare și examinate 5.622, atunci în 2011 s-a mărit numărul practic cu 1.000 de dosare, deci deja 6.916 a fost în gestionare și 6.570, mai mult chiar de 1.000 examinate. Deci aveți a doua analiza statisticii judiciare, deci privire la calitatea lucrurilor, pentru că primul plan, deci și prima sarcină, obiectivul principal care a fost calitatea actului de justiție
Și, după cum observați, deci în 2008, deciziile curții de apel care au fost atacate în Curtea Supremă erau un procent foarte mare, când au venit 44% din cele casate, din cele atacate cu recurs erau casate. În 2009, 45,6. Deja în 2010, sper că anume cu acțiunile care au fost făcute împreună cu colectivul Colegiul Penal, deci a scăzut acest procent până la 33,2% din dosarele casate și respectiv persoane. Și în 2011 a scăzut până la 25,3%. Consider că acest obiectiv a fost atins anume prin faptul că în Colegiul Penal, deci, are un colectiv de judecători profesioniști, bine pregătiți și foarte receptivi la tot ceea ce este nou, la practicile, la practică și are și, deci, în fiecare deci, săptămână și chiar după necesitate și mai des, discutam de toate deciziile care erau casate, cauzele pentru a casa anume concrete sarcini de repararea erorilor ceea pe care noi le-am comis. De asemenea, permanent, deci, examinăm și practica altor colegi, curse de apel, colegilor penale, pentru a unifica practica judiciară. Deci, în ce privește planul de acțiuni pe viitor, deci mi-am trasat 4 obiective principale. Le aveți în planul de acțiuni pe care l-am anexat în notele. Dar la restul, pe permisiunea dumneavoastră. Deci, cum vedeți dumneavoastră relațiile cu curții de apel Chișinău, cu alte curți de apel din Republica Moldova? Da, iată, vreau să spun că, în principiu, și până acum aveam relațiile cu curțile de apel din Republica Moldova, în special cu cea din Cahul, Bălți, dar mai mult la nivel numai de întâlnire cu președinții acestor curți, discutam unele probleme. Pe parcursul, adică pe viitor, deci plănuim ca, dacă să fie posibil, ca să ne întâlnim la unele, împreună cu președinții colegilor penale, să ne organizăm ședințe comune pentru a unifica practica. Pentru că vreau să spun, dacă în plan, privire la cauzele penale, deci practica penală, deci practica judiciară se unifică și cu ajutorul, deci prin intermediul hotărârilor plenului Curții Supreme de Justiție, deciziilor Curții Supreme de Justiție, hotărârilor, atunci, cu privire la cauze contravenționale, chiar că practica este diferită. Este diferită deoarece cursele de apel sunt ultimul nivel și de aceea noi ne-am, până acum am avut, deci, în Institutul Național de Justiție am avut ședințe. Dar pe viitor împreună cu toate colegii. Foarte multe întrebări. Ia să vă atent. Da, foarte multe întrebări. Domnul Minas. Pe cauze, pentru că la cedul, pe arest, vreau să vă spun președintele colegiului de casație, care sunteți ultima instanță, care decide să fie persoana arestată sau nu. Și noi avem cauze, poate că avem la cedul, vis-a-vis de aplicare măsurii preventive arestului. Spuneți-mi, care e principal, ca motiv, care e principal motiv pentru care Republica Moldova este condamnată la cedul atunci când s-a aplicat arestul? Deci, motivul care? De cine condamnă cineva tot european? Ne condamnă pentru că sunt constatate niște încălcări ale drepturilor cetățenilor. Dar eu cred că, în opinia mea, deci fiind în acest colegiu și cunoscând din afară, deci, practică cum, deci mai întâi de toate hotărârile... Dacă îmi permiți să mă scuzați, o să întreb, vă fac o sugestie, să înțelegeți și vă întreb. Ce se referă anume la luptul noastră ca genocid? De ce deciziile noastre, a Curții de Apel Chișinău, servesc temei de condamnare Republicii la cedul?
De ce? Anume, deciziile curții de apel. Vă spun de ce, că nu vă mai chinuiți să-mi răspundeți. De atâta pe un motivat. Curtea Europeană a Drepturilor Omului tare des ne spune. Nu a să-mi dăie să mint, domnul Farloș, domnul Ședinte, care a fost membru Curții Europeană a Drepturilor Omului. Ne spun toți jucătorii. Noi nu motivăm aplicarea arestului. De atâta, vă urăm succes și dorim pe viitor să motivați atunci când arestați oamenii. Vă mulțumesc că eu asta am vrut să spun. Asta vă urez pe viitor. Succes să aveți mult. Adresez membrul Consiliului Superior Magistraturii privind dăbații disciplinare jucătorului Colegiul Penal Ulianovski Xenofon, unde explic acțiunile lui care grav afectează imaginea sistemului de judecătorie și justiție. Și e prezentat aici membrilor Consiliului 6 decizii, 6 decizii acuși. Listele, ca examinare la 31 mai 2011, listele. Și prezentat 6 decizii care au fost falsificate. 6-5 examinare de cursurilor contravenționale și unul mandat de arest. Și da. Are vreo tangență, domnul Ulianovski, cu aceste cazuri? Da, Ulianovski aici în mijlocit președintele colegiului de 3 judecători. Aia te văd că figurează. Da, este, vedeți-vă cum o să. La data de 31 mai 2011, în sală numărul 2, curții de apel Chișinău, a fost examinarea recursurilor contravenționale și recursul împotriva mandatelor de arest. În componență judecătorilor Ulianovski, președintele, Milinteanu și Gurin Vasile. După asta, peste 3 săptămâni, eu primesc că acolo este indicat nu Gurin Vasile, dar indicat alt judecător. Și eu după asta, cum cu grev, nu dat mie listele, o scris la Consiliul, la altă, după asta numai ca 10 dosare eu controlat, din 10 dosare, 6 falsificate, 4 este indicat judecătorul. Corect. Alte 22 de dosare, eu nu am avut posibilitate să studiez, deși e cu un mandat de arest și... Cumva accesul restricționat, da? Da, restricționat. Mai mult ca atât, eu aici indicat prima, că pronunțat cu bună știință decizii în contrariu legii, a doilea motiv care a fost indicat, exercitarea justiției în mod necalificat, neconștiințos și neobiectiv, neobservarea încălcărilor grave a legii. Merge întrebarea aici în Lașie, că la 7 mai 2011, judecătoria Ciucana examinează prelungirea mandatului de arest. Este în materialele cauze, este proces verbal din 7 mai, este închiderea judecătorului de 7 mai și este demersul procurorului din 18 mai. Deci judecătoria examinat fără demersul procurorului. Малиновский экзаменяется в коллегию рекурсом, и он обсервит очистит грешай, гросулание, я вспомнил. Мы ему катит едем фальсифичи от дичизия, пенчаста кауза. Дин участие консилиенки нуще, я консидер ка систему жудичар, оно есть и путрит, сим бендит ка așa, oamenii nu că nu trebuie să fie promovați în funcție, el trebuie să fie izgoniți din sistem. Deci, că dacă persoana încălcat legislație, săvârșit careva act infracțional, el urmează să fie pedepsită. Dacă judecătorul falsificat un dosar, el urmează să fie pedepsit. Dar dacă el, în timp de un an, 3 dosare, urmează să fie pedepsit. Dar dacă el nu zice așa, eu am un prezent. Și sunt dosare. Și el este promovat în funcție mai înaltă. Nu știu, de ce eu pregătesc adresarea de amul la conducere țării, ca să nu fie, pentru că după hotărârea Consiliului, urmează să fie decretul președintelui. Toate aceste încălcările urmează să fie bătuse la cunoștință. Veți cere audiență la președinte? Ori cer audiență, ori trimit asta, ori petrec conferință de presă, pe ceva, să fac.
Dar astăzi cum de n-ați fost invitat? Nu, cum? Pe mine, vedeți cum, și Ulianovski a fost în sala asta mare, după asta i-a văzut că el a luat mapă ceva și s-a dus, dar nimeni nu înțelege, pe mine, oameni buni, că să fie în sala pirumită. Și noi acolo o să zic 4-5 persoane. Deci v-au anunțat că e în altă sală, practic, da? Da, dar ele, vedeți acolo, pe trei, în altă sală. Și a fost prima chestiune pe ordine de zi. Prima chestiune, dar ele văzut că acolo, în care cădini și aia din sala mare, că sunt gălăzie, și ele acolo nu știu din care conținut.